Campionatul național desfășurat pe stadionul din Râmnicu-Vâlcea a adunat angajații inspectoratelor pentru situații de urgență din toată țara. Aceștia s-au întrecut în mai multe probe, atât la masculin cât și la feminin. În două dintre ele, Severineanca Lavinia Brebu a urcat pe podium. Am participat săptămâna trecută la campionatul de atletism și cross, etapa finală pe Inspectoratul General pentru situații de urgență, unde am obținut medalia de bronz la proba de 800 de metri și medalia de argint la proba de cross 2000 de metri, o probă pe care am alergat-o după foarte mulți ani, având în vedere că obiectivul meu în acest an este campionatul mondial al polițiștilor și pompierilor din Statele Unite ale Americii, peste două luni, și această etapă de pregătire de atletism face parte din pregătirea mea pentru acest campionat. Reprezentanta ISU Drobeta nu este la primele medalii. Brebu a mai reprezentat cu succes la atletism și în alți ani ISU Drobeta, reușind în 2013 și 2014 să obțină locul al treilea la etapa națională, unde au participat toate structurile MEAI. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta a fost reprezentat cu succes și în acest an de către capitanul Lavinia Brebu la etapa finală a campionatului de atletism și cross desfășurat săptămâna trecută în municipiul Râmnicu-Vâlcea. La probele de 2000 de metri cross și 800 de metri atletism, Lavinia Brebu a reușit să se claseze pe locurile 2 și 3. Rezultatul a fost ca un imbold pentru Brebu, care se pregătește pentru participarea la Jocurile Mondiale ale polițiștilor și pompierilor. Sper să reușesc ca și în anii trecuți să obțin mai multe medalii, printre care cel puțin una de aur. A fost greu să vă pregătiți? La noi în oraș nu este un bazin. Pe perioada iernii a fost foarte ușor și foarte bine. M-am pregătit la școala generală numărul 7, datorită protocolului încheiat între instituția noastră și școala generală. Dar în perioada aceasta, exact luna aceasta, este o perioadă dificilă unde nu am acces la niciun bazin în oraș. Aștept să se încălzească afară să pot să îmi desfășor antrenamentele într-o piscină privată din oraș. Campionatul mondial al polițiștilor și pompierilor va avea loc în perioada 26 iunie-5 iulie în Statele Unite ale Americii.